România pare țara tuturor posibilităților. Depinde ce cale vrei să urmezi. O dansatoare la bară câștigă într-o noapte cât un profesor universitar într-o lună. Venitul anual al unei stripteoze poate ajunge până la 60.000 de euro. De 10 ori mai mult față de un om care își dedică toată viața studiului universitar. Ramona are 22 de ani și dansează de 2 ani în cel mai luxos bar de noapte din Constanța și nu o duce deloc rău. Suferi care se punea cu 500 de euro, 400 și mai mult, depinde, se ajunge și la 1000 de euro. Facem un calcul simplu și aflăm că Ramona câștigă într-un an aproximativ 60.000 de euro. Enorm, comparativ cu salariul unui profesor universitar. Spre exemplu, rectorul Universității Andrei Șaguna din Constanța, Aurel Papari, a scris mai mult de 10 cărți și petrece zilnic 10 ore la facultate. Pe lângă norma didactică, o mare parte din timp și-o dedică cercetării. Cu toate astea, un profesor universitar primește pe lună între 25 și 30 de milioane de lei vechi. Ca să poată avea un trai decent, profesorul are și un al doilea serviciu. Papari își asigură confortul financiar și din profesia de medic. Datorită acestui aspect, nu mi-am pus niciodată problema. N-am fost în situația de a-mi pune problema cum este să trăiești numai din salariul de cadru didactic. Așa că nu e de mirare că din ce în ce mai puțin tineri visează să ajungă la catedră. Preferă slujbe pentru care nici nu au de învățat prea mult și le aduc și mulți bani. Avem știri.